vrea să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1 despre nunta din Cana Galilei. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curăție al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Să ocupăm locurile. Jason și Rachel, sunt bucuros să fiu la nunta voastră, mai ales că am aflat recent că suntem și rude. Când am aflat asta, am zis ce mică e lumea asta în care noi trăim. Am aflat că ai găsit-o în Canada. Mă bucur că n-ai făcut nuntă în Canada, că pățeai ce a pățit un nepot de-al meu și un verișor de-a tău. Nu l-au lăsat pe taică să o să meargă la nuntă. Nu m-au lăsat nici pe mine, care trebuia să predic, așa că a trebuit să predic și eu printr-un video, ca și verișorii tăi din România, care au cântat pentru tine. Îi spuneam lui Mircea, Mircea nu e nicio problemă. Fără popă se poate, fără părinți se poate, fără mireasă nu se poate. Dacă mireasă este, iese nuntă. Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim la această sărbătoare a voastră și vă dorim din toată inima multă fericire și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Este foarte interesant că primul eveniment, dacă vreți așa, sau prima ceremonie a creației a fost o nuntă. Tare aș vrea să-l văd pe Adam ce a făcut când a văzut-o prima dată pe Eva. Cred că ceva s-a întâmplat cu el, ce s-a întâmplat și cu tine. Când ai văzut-o pe Rachel, s-a terminat cu fanfara, cu prieteni, cu tot. Și este normal așa. Dragostea este o schimbare la față, spunea cineva. Practic, nu numai la față, ci întreaga noastră viață. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că dragostea e mai bună ca vinul. Unii erau îmbătați de dragoste în Sfânta Scriptură. Și chiar așa te învață cuvântul lui Dumnezeu să fii îmbătat de dragostea soției tale toată viața ta. Nu este întâmplător că Domnul participă la o nuntă și are loc prima minune pe care El o face. El este creatorul unei noi civilizații. O nouă viață aduce Mântuitorul. De aceea, activitatea sa începe cu o nuntă. Știți că și istoria lumii se termină tot cu o nuntă? Este extraordinar. Noi suntem între două nunți, dacă vreți. Între prima și ultima. Dragostea care a venit în viața voastră este un lucru dumnezeiesc. Este un lucru extraordinar. Mie îmi place că americanii spun că ei pică în dragoste. They fall in love. Pentru ei dragostea este un fel de accident. O groapă, de fapt vine de la vânătoare. Se făcea o groapă în pământ și se masca cu crengi ca animalul pe care voia să-l prind să pice în groapa aia. Nu mi se pare o idee prea grozavă. Noi românii ne îndrăgostim. Deci noi o facem, noi suntem mai bărbați, noi ne îndrăgostim, nu picăm în nicio groapă.
În folclorul românesc este vorba despre zburătorul, dragostea era de pasăre care venea, nu știe de unde și cum, dar îți afecta întreaga ta viață. Venea de undeva dragostea aceasta. Să știți că Domnul Iisus, care este autorul noii creații, El este autorul familiei și a participat la prima nuntă să ne spună cât de mult apreciază El ceea ce se întâmplă într-o zi ca asta. Formați o nouă familie. Nunta din Cana Galilei este o nuntă cu peripeții. Este o nuntă care ne lasă să înțelegem că vinul ăsta de la început, când suntem îmbătați de dragoste, se termină. Foarte ciudată este filozofia asta comună a tuturor oamenilor, care este exprimată de fapt de nun, de omul acesta care este specialist în nunți, nu? El zice așa, orice om bun, orice om de treabă, orice om care gândește, pune vinul cel bun la masă prima dată. Apoi când oamenii au băut bine, îl duce pe la rău. Și atunci nu mai știi, de fapt, dacă e bun sau rău, dacă ești amețit de el, bei și drojdiile care sunt pe fundul butoiului. Nașul acesta exprimă, de fapt, ideea generală despre căsătorie, despre fericire în familie. La început este dragoste. Da, dragostea asta se termină și pe urmă bem ce este, nu? Andrei Pleșu spunea că după dragostea asta fulminantă de la început, urmează banalitatea vieții, obișnuitul, cotidianul. Dintr-o dată, romanța e în pantofi de casă, papuși de casă, cerul de altă dată devine tavan, ea nu mai miroase a flori, miroase a ceapă, el nu se mai barberește și vine târziu de la lucru, transpirat. Descoperim o serie de lucruri care, de fapt, țin de viața reală care există. Descoperim că el sforăie, nu? N-am știut, nici n-am bănuit, nu? Dacă am fi știut, nu l-am fi luat de bărbat. Cine știe ce alte lucruri descoperim în timpul acesta când vinul începe să se termine? În perioada aceasta de dragoste a voastră, spunea cineva că sunt trei ipostaze foarte importante. Toți îndrăgostiții care se îndrăgostesc cu adevărat cred în eternitatea iubirii. Ne vom iubi veșnic. Ne vom iubi până în împărăția cerurilor, nu? Ne vom iubi. Au murit și el și ea. Când el a murit prima dată, a venit ea în paradis și l-a văzut pe Ion. Ioane, ce bine îmi pare că te văd! Și ăsta a zis cu coană, am zis până la moarte. Nu mor. Ascultați-mă, acum credeți în eternitatea iubirii. Dar vor trece luni și ani de zile când viața, greutățile ei, banalitățile vieții, vă vor face să vă îndoiți de eternitatea iubirii. Noi nu putem trăi întotdeauna la înaltă tensiune. Noi nu rezistăm întotdeauna pe vârful muntelui. Nu suntem creați să trăim numai pe vârful muntelui. Viața este cu văi, cu relief foarte schimbător. Un al doilea lucru, îndrăgostiții spun, suntem făcuți unul pentru celălalt. Am fost predestinați unul pentru celălalt. E superb. Va veni o zi când să încep să te îndoiești că e așa, nu? Am auzit pe cineva care se ruga tot timpul Dumnezeu să scoate o fată bună în calea băiatului lor. Să rugau puternic de tot. Și a venit într-o zi o fată frumoasă. S-au uitat părinții și au zis, Doamne Dumnezeule, alta n-ai?
Ea avea o altă imagine despre cea pe care Dumnezeu trebuia să o aducă pentru ficiorul lui. Un al treilea lucru este că toți îndrăgostiții cred că dragostea lor este unică. Iubire ca a noastră nu a mai existat niciodată și nu există. A zis-o, așa-i? Fiecare am zis-o. Adevărul este că toți oamenii s-au îndrăgostit și ei au iubit tot la fel ca și noi. Dar într-o zi, când Erosul intră în papuși de casă și cerul devine tavan, cum zicea Pleșu, când linia aceasta sinuoasă a vieții urcă și coboară, constatăm că nu mai este vin, nu mai este dragostea aceea de la început. E bine, soluția o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant este că întotdeauna alții văd că nu mai este vin. Nu? Au venit la mama Domnului Iisus și a spus, nu mai este vin, nu mai este vin. Nu se mai iubesc la fel. S-a întâmplat ceva, nu mai vorbesc împreună. Nu se mai țin de mână. Am fost undeva în California și niște prieteni ne-au invitat la o plimbare pe țărmul mării. Am luat-o pe soția de mână și a mers. Și ăștia ne-au oprit și zice, voi încă vă mai țineți de mână? Ei nu se mai țineau de mână. Nu? Probabil el mergea cu câțiva pași înainte să nu bănuiască nimeni ca să nevastă sa. E bine, alții încep să vadă că se termină vinul. Mama Domnului Iisus nu este o femeie din aceea care atunci când află că e o problemă undeva între doi tineri, începe să bată din gură și să spună la alții și la alții și așa mai departe, vestea aceasta că s-a terminat vinul înconjoară satul, înconjoară orașul. Toată lumea știe, băi, s-au căsătorit, nu se mai iubesc, nu se mai țin de mână, nu mai merg împreună. Mama Domnului Iisus Hristos știe exact ce are de făcut. Știe, vede criza, vede lipsa care este și se duce unde trebuie. Se duce la Domnul Iisus care știe să rezolve problemele. Rugați-vă să aveți soacre și socri care se duc la Domnul Iisus atunci când vor vedea că lipsește ceva din vinul dragostei voastre. Rugați-vă să aveți prieteni și rude care să meargă la Domnul Iisus atunci când vor vedea vreo criză care se întâmplă în viața voastră. Se spune că dragostea este oarbă. Probabil că așa este, că nu vedem dinăuntru problemele adevărate care sunt. Le văd alții. Am avut un prieten foarte bun în Finlanda, care venea foarte des la Oradea. Bineînțeles că a fost la mine acasă, l-am primit întotdeauna cu bucurie. Cine știe ce-o fi văzut ăsta? Că ăștia, întotdeauna aia de afară văd mai bine ce se întâmplă. Nu m-am purtat eu prea frumos cu soția, n-am zâmbit suficient sau cine știe cum m-am purtat. Că ăsta a venit a doua oară și mi-a dus o carte să o traduc. O carte despre familie. Și a fost prima carte pe care eu am citit-o despre viața de familie, care mi-a revoluționat viața. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost un om înțelept care a văzut ceva și a venit cu o soluție care a lucrat. După ce am tradus cartea aceasta și cartea aceasta m-a tradus și pe mine, soția mea a spus, mă, dacă ai fi fost băiat de treabă și înainte ca acum, bine ar fi fost. Dar întotdeauna alții văd mai bine și rugați-vă Domnului să vadă o eventuală criză din viața voastră, oameni de treabă care știu ce să facă, care știu unde să meargă, care știu să meargă pe genunchi, care știu să-L caute pe Domnul Iisus Hristos, că El este singurul care rezolvă lucrurile. Binevoitorii din jurul mirelui și mirese care rămăseseră fără vin s-au dus la mama Domnului și ea a apelat la Domnul Iisus. Când se termină vinul dragostei, nu-l căutați în altă parte
că nu-i și nu e mai bun. Sunt oameni, they are looking for love in the wrong places. Caută dragoste în locuri greșite. Dumnezeu v-a dat o binecuvântare extraordinară, să vă iubiți unul pe celălalt. Este darul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spunea, vorbea bărbaților să se poarte frumos cu nevestele lor, zicea el, ca unele cu care vor moșteni împreună și vor moșteni împreună harul vieții. Viața asta este un har de la Dumnezeu. Vi s-a dat un dar special de la Dumnezeu. Harul este un dar nemeritat. Nu a fost niciun merit al vostru să vă dea Dumnezeu un asemenea sentiment care să vă aducă astăzi la altarul lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru harul acesta. Și atunci când harul acesta vedeți că nu este suficient, dragostea nu mai este aceeași care a fost, nu îl căutați în altă parte. Căutați-l unde l-ați pierdut. Dacă pierdeți ceva, cel mai inteligent lucru este să-l cauți acolo unde l-ai pierdut, nu în altă parte. Când fiii prorocilor, unul dintre ei a scăpat o secure în râu, omul lui Dumnezeu a întrebat, unde a căzut? Unde a căzut? Și a aruncat lemnul acela în locul unde a căzut. Căutați, dacă pierdeți ceva din intensitatea dragostei voastre, căutați acolo unde ați pierdut-o. Faceți un inventar. Ce s-a întâmplat? Mai înainte ne rugam împreună în fiecare dimineață și în fiecare seară. Am cam rărit-o. Nu cumva aici s-a întâmplat pierderea. Nu cumva aici am pierdut ceva. Întotdeauna căutați acolo unde ați pierdut. Faceți inventarul tot ce a fost. Apoi faceți ca și femeia aceea înțeleaptă care a pierdut o monedă prețioasă și spune Sfânta Scriptură că prima dată a făcut lumină. A aprins lumină. Și apoi a pus mâna pe mătură și a făcut curățenie. Întotdeauna pierdem lucrurile valoroase în întuneric și în mizerie. Dacă în viața voastră nu va fi lumina permanentă a Cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdeți juvaierul acesta care vi l-a dat Domnul acum, dragostea voastră. În întuneric lucrurile se pierd. Dacă veți lăsa păcatul să intre în paradisul vostru, el vine cu mizerie. Și atunci când există mizerie, putem pierde lucruri foarte valoroase. Nu dați vina unul pe celălalt atunci când vinul dragostei voastre scade și nu mai există. Nu dați vina unul pe celălalt. Nu vă resemnați cu ce a rămas. Ce mai au? Apă, au spus ei. Mai este apă. Dacă nu-i vin, bem apă chiară. H2O. Nu? Bem apă chiară. Dacă nu mai este vin. Și atunci viața intră în monotonia aceea, în plictiseala aceea cumplită, în care doi străini locuiesc sub același acoperiș. Ea așteaptă el să plece la lucru. Nu? El când vine acasă așteaptă că ea să plece la mall undeva. Nu? Și așa merg lucrurile de azi pe mâine, în apa chioară, banală, a unei vieți lipsite de dragoste. Nu vă mulțumiți cu asta deloc. Căutați ceea ce ați pierdut. Veniți la Domnul Iisus Hristos. El este singurul care poate face ca vinul de la urmă să fie mai bun decât cel de întâi. Nu îmbrățișați această filozofie. E normal, lună de miere. După care, cine știe, marmeladă, fiere la urmă, nu? Am întâlnit pe cineva care pe la 70 de ani s-a căsătorit și am zis, cum e în luna de marmeladă? S-a uitat urât la mine. Dar, ascultați-mă, luna de miere ar trebui să fie toată viața. Okay? Păstrați-o, păstrați mierea asta. Nu o lăsați să se zaharisească. Aveți grijă de dragostea care v-a dat-o Domnul. Orice nuntă începe în paradis. Okay? Dar paradisul ăsta, grădina asta, trebuie lucrată, trebuie îngrijită.
lucrați întotdeauna la fericirea familiei voastre. Și dacă simțiți că lipsește ceva, mergeți la Domnul Iisus, pentru că El poate să facă din nou vinul să fie mai bun decât a fost înainte. Lucrul acesta am vrut să vi-l spun și să vă doresc din toată inima mea să fiți fericiți. Și știți ceva? Aveți obligația să fiți fericiți. Pentru că dacă nu o să fiți o familie fericită, veți fi o reclamă proastă pentru Biserica lui Hristos și pentru relația lui Hristos cu Biserica lui. Nu știu dacă puteți să luați în serios ceea ce spun acum. Pentru că noi suntem cea mai bună reclamă a împărăției lui Dumnezeu. Relația dintre mine și soția mea reflectă relația lui Hristos cu Biserica lui. Dacă eu, ca și creștin, nu am o familie fericită, nu știu să trăiesc fericit, eu sunt o reclamă proastă pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea aveți obligația să fiți fericiți, păziți acest Eden pe care Dumnezeu vi-l dă astăzi, lucrați-l și îngrijiți-l, păziți-l să nu intre șarpele niciodată în el. Domnul Iisus să vă binecuvânteze și să vă ajute ca vinul dragostei voastre să vă țină o viață întreagă, îmbătați de dragoste unul pentru celălalt, o reclamă minunată pentru dragostea lui Iisus Hristos pentru Biserica lui. Amin.